trebuie să aibă drepturi, nu? Trebuie să aibă chiar numai obligații pentru patron, chiar numai pus la muncă cum fac șmecherii. Foarte bine că trebuie să aibă dreptul salariatul. Foarte bine trebuie să aibă dreptul. Păi dacă modifică nouă cod a muncii și specific acolo pentru el și în favoarea lui, foarte bine. Salariații au fost în ultimul an la mâna angajatorilor, așa că sindicaliștii doresc modificarea codului muncii în favoarea acestora. Sindicatele vor să limiteze condițiile de încheiere a contractelor de muncă pe perioadă determinată, asta pentru că majoritatea contractelor de muncă din ultimul an au avut caracter sezonier, astfel că angajații sunt extrem de expuși concedierilor. În urma propunerilor înaintate către guvern, angajații vor putea să-și prelungească vacanța. Sindicaliștii vor să schimbe articolul de lege care prevede ca perioada de concediu neîntrerupt să fie de 10 zile lucrătoare, astfel încât limita să ajungă la 17 zile de concediu neîntrerupt. Noul cod al muncii abia a intrat în vigoare după îndelungi dezbateri. Sindicatele nu au fost niciodată de acord cu varianta propusă de vechiul executiv, așa că modificările sunt așteptate cu sufletul la gură.